Bună ziua! Voi pregăti cartofi la cuptor cu somon. Voi avea nevoie de 1,5 kg și jumătate de somon. Somonul este tăiat în bucăți mai mari. 1,5 kg și jumătate de cartofi. Cartofii sunt curățați de coaje și spălați. Jumătate de ceașcă de ulei. O lingură de vegeta. Se poate înlocui vegeta cu sarea. O lingură de boia iute sau boia dulce. Și o linguriță de rozmarin. Voi tăia cartofii în patru. Îi voi tăia prima dată în jumătate, apoi în sferturi, cam în felul acesta. Și voi continua în felul acesta cu toți cartofii până îi voi termina pe toți de tăiat în felii mai mari. Am terminat de tăiat toți cartofii în felii mai mari. Prima dată i-am tăiat în jumătate, apoi i-am tăiat în sferturi. Acum voi pune peste cartofi uleiul. Rozmarinul, boia aiute, și vegeta. Voi începe și voi amesteca totul cu mâna. Voi continua să amestec toate ingredientele în acești cartofi. Cam în felul acesta. Am răsturnat totul într-o tavă rotundă. Acești cartofi se pot pregăti în orice fel de tavă aveți la îndemână acasă. Împreună cu condimentele le-am amestecat foarte bine, am amestecat foarte bine condimentele cu cartofi și am răsturnat acel castron în această tavă și am așezat cu mâna pe toată suprafața tăvii. Acum voi lua câte o bucată de somon și voi pune peste cartofi. Cuptorul de la aragaz se dă la 200 de grade și se lasă să se încingă. Voi introduce totul în cuptor până când cartofii împreună cu peștele se vor auri deasupra. Cel mai bine ar fi să fie supravegheați pentru că cuptorul fiind la o temperatură mai mare se poate arde. Dacă sunt supravegheați 20-30 de minute. Cartofii sunt foarte gustoși și se vor pregăti foarte bine. Voi introduce totul la 200 de grade și voi lăsa totul până când se vor auri deasupra atât peștele cât și cartofii. Cartofii la cuptor cu somon au ajuns la final, sunt foarte gustoși și foarte rapizi. I-am lăsat la 250 de grade 50 de minute.
timp în care i-am verificat de mai multe ori cu furculița pentru a fi sigură dacă cartofii sunt gata. Ei au ieșit crocanți pe din afară, iar pe dinăuntru sunt moi. Acești cartofi la cuptor se pot pregăti simpli sau cu orice fel de carne doriți sau, bineînțeles, pește. De asemenea, la fel și condimentele. Condimentele se pun după gust și fiecare pune condimente în cartofi după preferință. La revedere!